urmă cu ochi de stele, eu ți-am dat visele mele. Tu le-ai ars ca pe surcele într-o zi. Inima găsesc eu calea, chiar deschid de-a lung cu pale. Îmi alung din sufrăgealea orice-ar fi. Continuă ancheta în cazul morții suspecte a tinerei de 34 de ani, DJ și prezentatoare radio, care a fost găsită fără viață pe o plajă din Mamaia. Tatăl tinerei spune că ar fi suferit din cauza depresiei și că urma un tratament psihiatric. Eu, din câte știu, era o notătoare foarte bună. Deci numai orică era, să zic, alcoolizată sau era, ce știu, în ceva stare depresivă. Deci ea, acum vreo lună, a avut o depresie și a fost internată, dar în ultima perioadă am înțeles că se simțea foarte bine. Astăzi, mama tinerei a mers la Serviciul de Medicină Legală Constanța pentru procedurile de identificare. Între timp, anchetatorii au făcut audieri și au aflat că DJ Lalea plecase pe plajă să vadă răsăritul. Tânăra cunoscută în lumea muzicală ca DJ Lalea era urmărită de 10.000 de oameni pe rețelele de socializare. În ultima postare, femeia a publicat un videoclip cu hashtagurile depresie și o să fie mai bine. Trupul tinerei a fost găsit pe o plajă din Mamaia, în fața unui hotel de 4 stele, aproape de malul apei. Era îmbrăcată sumar, doar cu un slip și un tricou. Era 10 dimineața când o turistă care se plimba a făcut descoperirea șocantă. Femeia a crezut inițial că este un manechin adus de valuri din larg. Când s-a apropiat, și-a dat seama că e o persoană care nu mișcă și a sunat imediat la 112. Fără nimeni în preajmă care ar fi putut să o recunoască, polițiștii au căutat indicii despre identitatea tinerei. Câteva ore mai târziu, anchetatorii au aflat că victima este Laura Roșca, cunoscută în industria muzicală sub numele de Lala. Cântăreață, DJ, mug și creator de conținut. Născută în Cluj, într-o familie de artiști. Artista a postat ieri un videoclip cu hashtagurile depresie și o să fie mai bine. La începutul verii, într-o vacanță în Italia, publica o imagine similară, cu hashtagurile fii puternică, continuă să mergi mai departe. Prietenii ei vorbesc despre un deces în familia Laurei, în urma căruia artista ar fi fost extrem de afectată. DJ Lalea ar fi fost cazată în Mamaia la un individ pe care îl cunoscuse abia de o lună pe rețele sociale. Tânăra a apărut la ușa acestuia în urma cu 2 zile după ce s-ar fi certat cu iubitul ei și i-a spus că vrea să stea la el ziua următoare, i-a spus acestuia că merge pe plajă deoarece vrea să vadă răsăritul, iar de atunci acesta nu a mai auzit nimic din partea ei și nu a lăsat niciun bilet de adio. În această dimineață, mama împreună cu 2 fete au venit să ridice trupul Lalăci de la morga Cimitirul Central din Constanța. Conform unor surse oficiale, fata a murit înecată, legiștii i-au găsit apă și nisip în plămâni. S-au luat totuși probe histopatologice pentru a se afla dacă fata a consumat alcool sau droguri. Cei care au cunoscut-o pe DJ Lalea sunt în stare de șoc. Era prezentă și mixa în majoritatea cluburilor celebre din capitală, lucra la un post de radio, însă se pare că în viața personală lucrurile nu erau chiar roz. Apropiații povestesc că timp de câțiva ani a avut o relație cu un cunoscut prezentator de televiziune consacrat la Prima TV, de care s-ar fi despărțit pentru că era gelos. În ultimele luni nu se afișa cu niciun bărbat, însă nu a împărtășit nicio informație despre vreo relație celor peste 20.000 de urmăritori pe care îi avea pe paginile sale de socializare. Totuși, în ultimele ei mesaje părea că avea ceva să îi reproșeze unui partener misterios, pe care îl ținea secret și căruia i-a transmis: eu eram premiul tău. Vestea a venit ca un șoc în lumea artistică. Chiar dacă vorbea de tristețe, de noi începuturi și de dorința de a fi fericită, DJ Lalea nu era singură pe lume. Sute de mesaje demonstrează postum acest lucru. Nu îmi vine să cred că nu mai ești printre noi. Drum bun, colega, a transmis Horatiu Cook, membru al trupei Noaptea Târziu, care a împărtășit pe pagina sa și cum a cunoscut-o pe DJ Lalea.